În acest weekend au avut loc partidele din etapa a patra, iar pe plus au ieșit formațiile vizitatoare. Gazdele au câștigat doar două partide, iar în restul de patru s-au impus oaspeții. Pandurii Cerneți și-a continuat parcursul perfect și la Cujmir, unde a învins cu 3-1 și a devenit noul lider de la Mehedinți, după ce primele două clasate, Recolta Dănceu și ASE Turnul Severin, și-au reprogramat jocul direct. De jocul în minus al celor două au mai profitat Real Vânător și Obârșia de Câmp, grupări care le-au egalat la puncte în urma victoriilor înregistrate cu ASE Noapteșa, respectiv Victoria Strehaia. Iată rezultatele complete ale etapei din județ. În această rundă, nou înființata CSL Gogoșu a spart gheața și a bifat primele puncte în Liga a 4-a. Astfel că la subsolul clasamentului cu 0 puncte au mai rămas 3 echipe: Inter Salcia, Academia Flaviu Stoican și Coșuștea Căzănești.